Domnule Gefrim, care a declarat într-un interviu televizat că pleacă de la minister. Anunțul vine după ce Dorin Recean a spus că nu-și mai dorește să fie ministru de interne în componența noului executiv. Domnule Gefrim a declarat că nu-și mai dorește funcția chiar dacă ar mai primi din partea partidului oferta de a rămâne în acest fotoliu și în următorul mandat. Gefrim a dat asigurări că refuzul nu este legat de neincluderea sa în lista electorală a PLDM-ului, unde se regăsesc printre altele miniștrii Maia Sandu și Natalia German.